Polițiștii timișeni fac percheziții domiciliare într-un caz de trafic de migranți după o crimă care a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie. Pornind de la omorul din data de 31 ianuarie 2024 comis asupra unui cetățean afgan, polițiștii serviciului de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au continuat cercetările și s-au sesizat din oficiu privind săvârșirea mai multor infracțiuni de trafic de migranți, nedenunțare, tâlhărie calificată și favorizarea făptuitorului de către membrii ai două grupări specializate în trafic de migranți, respectiv gruparea afgană și cea pakistaneză. Astfel, în această dimineață, polițiștii au pus în executare în județul Timiș 8 mandate de percheziție domiciliară, urmând a fi puse în aplicare 10 mandate de aducere. Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș și jandarmilor din cadrul Inspectoratului județean de jandarm Timiș, precum și cel al criminaliștilor și al polițiștilor din cadrul poliției municipiului Timișoara.